Din data de 1 ianuarie 2024, indemnizația unică la nașterea copilului va fi majorată cu 9.068 de lei, de la 10.932 de lei la 20.000 de lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de guvern. Majorarea indemnizației unice la nașterea copilului este una dintre măsurile orientate spre realizarea programului de activitate a guvernului Moldova Prosperă, Sigură, Europeană, care prevede oferirea suportului pentru familii prin intermediul programului Familia, care va contribui inclusiv la fortificarea capacităților familiilor și va reduce sărăcia în rândul copiilor. Aceasta prezintă practic o dublare a acestei plăți față de anul 2023. Estimăm că de această prestație vor beneficia peste 33.000 de familii în anul viitor. Vreau să reamintesc că datorită acestui guvern, aceste familii vor beneficia și de o plată lunară în valoare de 1.000 de lei pentru primele 24 de luni ale copilului. Adițional, la indemnizația pentru creșterea copilului, indemnizație care se stabilește în baza contribuțiilor individuale ale persoanelor asigurate. Conform estimărilor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2024, circa 33.115 copii vor beneficia de indemnizație unică la nașterea copilului.